Deci mă tare testează de Hitler și la Antonescu, da? Trebuie deportați, pentru că-s săraci. Foarte mulți romi s-au asimilat și se declară români. Iată, eu sunt recenzor și de 5 zile merg pe sector, am foarte mulți romi, aparent romi, și nimeni nu se declară rom, se declară români. De ce s-au asimilat? Ți-ai rușine, a? Te-ai speriat ca să te dau la poliție pentru rasism. Ai grijă să nu mai zici chestii din astea, că te dau la miliție. Că în România există legi penale care pedepsesc rasismul, justificarea crimelor nazismului, justificarea lui Antonescu. Cine ei nu fac? Ei sunt câteva milioane. Ei sunt câteva milioane de oameni diferiți. Ei sunt câteva milioane de oameni diferiți. Sunt unii care nu fumează deloc, sunt unii care fumează. Ce moldoveni, români sunt unii care fumează. Toți divorțează, jumate din populație divorțează. Ce să-i facem acum? Îți dăm vina pe romi? E foarte bine că-s fidel, dar în relație. Trebuie să învățăm de la romi, să nu divorțăm nici noi, nu? Te crezi superior romilor? Te crezi mai bun decât romi? Dar cu ce ești mai bun? Cu ce ești mai bun decât romii? Eu am acces la piața muncii. Păi ai acces la piața muncii pentru că ai îmblat la școală, ai frecventat școală, ai avut cu ce să îmbli la școală. Ai avut cu ce să îmbli la școală, dar ei desculți. Cei mai mulți sărați n-au cum să meargă la școală. Ce fel de învățătură e desculți și cu stomacul gol? Nu, materiale la școală. La școală, chiar la școală. Mi-a dat cin, mi-a dat îmbrăcăminte. Pe timpul sovietic. Fără plată. Pe timpul sovietic. Da, acum de 30 de ani, cui se mai dă? Absolvenții ăia ca studii medii, ca facultate de științe economice, ăia ca acum vreau să fac afaceri. Pe timpul sovietic, ne făceau toți oameni sovietici, ne învățau obligator limba rusă, era asimilare forțată și șovinism sovietic. Am acces la o afaceri. Dar mulțumim, iubit partid, că au avut grijă să ne asimileze. Tânjește după vremurile sovietice, a?